Acolo este stadionul Arena Națională. Am ajuns prin zona asta pe aici, aproape de Iore. Mă țin tot înainte și ajung în parcul acel, în partea cealaltă unde încă nu s-a vândut. În partea stângă, dezastru. Pe strada Bucovina, pe aici. Aici au lăsat nisip. Se lucrează în continuare, probabil. Muncitorii români, nu doar mexicanii din America, ci românii din România. Gard acolo, Tutti Frutti. Unii mătură, alții cimentează, așa mai departe. Aici este și Ioreu, întreprinderea Iore. A lucrat Aurel. Uite aici. Am ajuns și la Gloria. Cum s-a făcut ăștia aici? Pântâni cu astea. Bănci. Ia, 18 noiembrie. Ce rulează pe aici? Un film. Răzvan Mazilu. Așa arată Gloria acum. Mega imagine și farmacie. La găsesc pe aici, dau de parcul Iore. De aici se fac lucrări. Direcția mediu.
ne cerem scuze pentru disconfortul creat. Reabilitarea sistemului de termoficare. Ia uite, și pe aici. Și pe aici. Aha. Azi m-a sunat și Olga. Am întrebat-o ce a făcut cu licitația, a spus că s-a amânat. Și i-am spus la mulți ani, pentru că am văzut că pe Facebook are dată de azi. Și că, pe nu-i ziua mea, că ziua mea e nu știu când, așa și pe dincolo. Atunci înseamnă că nu e ziua ei. Era supărat, așa, zicea Cristi, când vii să mă ajuți și pe mine aici în curte, că are nevoie, nu știu ce. Și am zis eu, mâine, cred, Olga, nu știu. Am întrebat-o dacă e pinte acasă și a spus că nu e pinte acasă. Deci cum aș putea să vină la tine, Olga, după aceea să lăsăm loc de interpretări. Îmi spune lumea că noi chiar avem o relație, o relație de prietenie. N-ar fi problemă să mă duc la ea și dacă e singură acolo, dar nu vreau să las loc de interpretări, că vezi, Doamne, am dormit la ea, nu știu ce, că și așa am auzit vorbe și comentarii că vezi, Doamne, Olga a dormit la mine. Niciodată acest lucru și nici eu la ea. Nici pe unde a stat, pe la apartament sau nu știu pe unde. Decât ziua și seara plecam acasă. Hai, bam. Uitați și voi ce parc frumos, în Miore. Lacul curățat. Oamenii se plimbă aici în aer liber, curat. Chiar dacă au căzut frunzele, na, e toamnă. Să vedeți mai în față ce au făcut nenorociții ăștia. Ați văzut că am filmat. Am arătat decât așa o parte din parc, mie îmi place foarte mult parcul ăsta. Dar partea aia de acolo e în paragine de ani mulți, de, nu știu, 10-15 ani probabil, nu știu exact. Expre l-au lăsat ca să fure terenul. Și au reușit. Ia uitați, până acolo. De acolo și până spre gura de metrou. Dezastru. Vedeți ce frumos e aici? Frumos, frumos. Ia uitați, am făcut jocuri pe acolo, am făcut nu știu ce chestii pentru copii, parc, răzeală. Ia să vedeți ce frumos e până acolo. Cum am urcat scările. Cum zici că a venit războiul. Ucraina cu Rusia. Israel cu Liban. Pe bune, zici că au dat cu bombe. Au dat foc la copaci. Ia uite ce fac așa aici. Pentru copii, în praful ăsta, mă, băiatul. Uite, sunt pline de praf. De cine să-și urce copiii acolo? În praful ăsta. Uite, la suflă. Păi ce să fac? Da cu suflă. Cu ăla care suflă. Uitați, pline de praf. Mașini pentru copii. Uite ce-a făcut și aici, în parcul. Cu pricina. Ia uite ce frumos aici. Chiar foarte frumos. Și de aici încolo, dezastru. Ia uitați cu ce au început. Cu jocuri de-astea pentru copii, cu tobogane, cu prostii. Ia uitați basculantele aici. Vedeți? Asta e zona crepusculară. Ia uitați. Au făcut talaje aici. Saci plin. Scoarță din copacii ăștia de aici. De sute de ani. Copaci sănătoși.
Sunt nenorociți ăștia. Zigodile astea. Ăștia sunt oameni muncitori, nu ai ce să le faci. Dar zic că ăia care au furat de aici, au furat de la, de la oameni, de la populație, de la noi. Ia uite așa, au făcut ăștia aici. Zigodile astea. Ia uitați. Pe bune, mă, așa ceva. Proprietate privată care nu face parte din parc. A. Ah. Proprietatea privată nu facea parte din parc. Parcul era al cetățenilor, nu? Unde a ta proprietate privată? Proprietate furată. Proprietatea statului furată. De statul care ne fură. Că tot spuneți voi că nu știu ce, că cu evaziune, cu nu știu ce, cu la la la. Mai dă-i dracu de aici cu evaziunea lor, cu tot. Păi cum să nu te ferești de stat când el te fură? Înțelegeți? Care a omorât, care a violat? Aia nene cu pușcării. Nu. Leo sau nu știu ce, ce a făcut Leo? Pe cine a omorât Leo? Pe bune, pe cine a omorât Leo? Hmm? A furat statul, că a încercat să-l venteze. Nici măcar nu s-a întâmplat așa. Dar zic așa, dacă aș fi fost. L-au nenorocit și pe Leo. L-au distrus. Dacă nu ține regim, ține el ce poate, dar poftele. Cam greu cu poftele. Deci au distrus un om și mai mulți oameni care sunt la pușcărie. Pentru ce? Că au încercat unii să fenteze statul. Hmm? Dar cine nu încearcă lucrul acesta? Dacă poți, de ce nu? Dar uite, după aceea te caută. Caută tot ce se poate, că na. Vor bani, vor să ne muncească pe noi românii. Păi de ce să munc eu la muncă? Ca să muncesc pentru cine? Pentru patroni? Să le fac curul mare? Las că fac pentru mine. Tot ce pot, fac pentru mine. Mai plec, mai vin, mai plec, mai vin. Dar nu vreau să muncesc în România. Ia să vă arăt aici, m-au dat fol la copaci. Ia uite, vecine! Ia uite, au dat fol la copaci, vecine. Vezi, vecine? Ia uite, foc, au dat foc aici, în parcul Iore. Uite, bre, ce au făcut ăștia, nenorociți ăștia. Uite, proprietate furată, nu privată. Proprietate furată. Vezi, bre? Uite ce au făcut. Au dat fol la copaci. Ia uite, apocalipsa. Uite, bre, apocalipsa. Ia uite. Deci că a venit războiul din Ucraina și Rusia. Uite aici, în parcul Iore, parcul Titan, Alexandru Ioan Cuza. Uite, bre, ce a făcut ăștia. Și am filmat și pe acolo. Să te uiți pe YouTube, bre. Că pun pe YouTube. Uite, nenorociții României. Jigodile penale. Hoții! La cumpărături ne-am cumpărat niște savarine, crevinit, lapte, bineînțeles, o Coca-Cola, un alt suc, o apă minerală și cam vreo $11. Calculez mereu în dolari. Dau lei și calculez în dolari. Și atunci se pare că faci cumpărături ieftine. Înțelegeți? Vreau să văd și eu ce au pus ăștia acum în legătură cu John, cu hainele lui. L-am păcălit cu toții să vedem ce subiecte vor ieși. Nebuneală. Mă sunase Leo. L-am urât.
agresat și pe el și pe Alin și pe Ion, când era supărat, aia bă Cristi, nu știu ce. Am zis și acolo, băi nebunule, nu știu ce, ca să pară totul real, nesimțitul, ai plecat așa fără să ții bagajul, mi-a lăsat mie bagajul, pe cuvânt, chiar aiure. Hai, bam, bam.